Bună, dragi prieteni, din nou la Dr. Planet, la domnul profesor Ionescu, am venit la Mangalia în vizită. Suntem la dânsul în curte, ce a ajuns din curtea unui om pasionat. Bine v-am găsit! Bine ați venit și vă mulțumesc frumos! Lucrează și la secția de istorie și arheologie a muzeului din Constanța, secția din Mangalia, și este și director profesor de școală. Da, este... nu suntem secția muzeului din Constanța. A, e secție separată. Nu. Bun. Nu. Și scuze, sau mă rog, este în același timp istoric, dar iată pasionat de botanică, de cactus în mod particular, dar nu numai de cactus, un om căruia îi cer sfaturi de câte ori am câte o întrebare la care nu mă pricep, este vorba de plante în general, în botanică nu sunt prea informat și n-am prea studiat și atunci am pe cine să întreb când am de întrebat și îmi răspunde la telefon, destul de repede și mă luminează. Aici suntem în curtea dânsului, unde are o colecție impresionată de cactus și vreau să ne vorbiți despre această colecție, dar înainte aș face un preambul și aș spune că, sau prima întrebare care v-aș pune este, domnule, de unde vin cactușii? Vă referiți la zona geografică? Zona geografică, da. Ei sunt nativi în America. Fie că este vorba de America de Nord și Canada, de Statele Unite, și acolo e o specie aparte de cactus pe cărora noi le spunem hardy frost, în sensul că sunt rezistenți la ger și umezeală. Și tot ce vedeți pe gard sunt hardy frost. Am înțeles. Da, adică stau iarna afară și n-au nicio problemă. Am înțeles. Au un antigel înăuntru. Au în genă lucrul ăsta. Da. Mexic, care este vestită prin o grămadă de specii. America Centrală, și bineînțeles și America de Sud, America de Sud cu speciile ei, de la Melocactus, îl vedeți aici, care e o plantă foarte sensibilă la frig, până la Rebuția, Sulcorebuția și toate plantele pe care le vedeți sus, care fac parte din genurile opuntioidelor sudamericane, Tefrocactus, Cumulopuntia, Maihoniopsis, Pterocactus și așa mai departe. Mm-hmm. Țepi. Trebuie să aibă țepi ca să fie. Unele da, altele nu. Uitați-vă, ăsta n-are țepi. Da. Are niște pufuleți. Am înțeles. Și nu este o lito, nu știu cum. Nu, ceilalți sunt litopși. Aveți litopși, dar aceștia nu sunt litopși, dar nu toți au țepi. Însă, în general, au acest mijloc de apărare și care îi caracterizează. Și lumea crede că ei vin din Africa, ei vin din Sahara. Nici vorbă de așa ceva. Acolo au ajuns aduși de europenii. Categoric, așa cum au ajuns și în peninsula iberică, și în peninsula italică, în Sicilia. Da. Da, sunt chiar cultivați. Este opuntia ficus indica, care face niște fructe gustoase și care sunt cultivate. Comestibile, gustoase și hrană, sursă de hrană. O altă caracteristică a cactușilor este rezistența la lipsa apei. Practic, rezistența generală a lor la mulți factori de mediu, chiar dacă sunt pretențioși de a fi ținuți. Adică, pe de o parte, gândește o specie rezistentă sau o categorie de plante foarte rezistente, dar pe de altă parte, când te apuci să-i înmulțești sau să-i crești sau să-i cumperi și vezi că se pierd. Care este de fapt realitatea? Unde este echilibru? Echilibru este în cultură. În cultură. În sensul că sunt niște reguli. În primul rând, pământul, solul, substratul din ghiveci trebuie să fie bine drenat. Da. Eu în general folosesc undeva 80% mineral și 20-10% câteodată vegetal. Adică mineral înseamnă pietriș. Da, nisip, pietriș, nisip, piatră spartă, cărămidă, puzolan și așa mai departe, rocă vulcanică. Uh-huh. Udarea în sezonul de vegetație se face numai și numai dacă balotul de pământ este uscat complet, de la o udare la alta. Altfel, plantele putrezesc. Rădăcinile putrezesc și planta, putem să pierdem planta. Există și posibilitatea la anumite specii ca să o reînrădăcinăm. Dar asta deja e altă poveste și este dificil. O să deja finețuri. Da. Da, și foarte interesant, planta are multă apă în corpul ei aerian, în corpul stochează subterran. Apă.
stochează apă, dar în același timp este sensibilă la rădăcina, sensibilă la excesul de apă, excesul de, cred că vrea foarte mult oxigen rădăcina. Vrea da, foarte mult aer, și de asemenea trebuie și foarte multă ventilație. După cum vedeți, seara este închisă, iarna sunt două calorifere și mai folosesc și o sobă de gaz dacă e cazul. Dacă aha, este foarte frig, am avut -22 la un moment dat. Acum niște ani, în da, februarie. Iar acum am deschis-o, da? N-am deschis complet, am mai păstrat aici pentru că a fost foarte frig, uh-huh, laterala, și asta înseamnă ventilație naturală. Dacă n-aș fi făcut asta, trebuia să pun minim 2 sau 3 ventilatoare în seară. Fiindcă ventilatorul ca să scoate excesul de apă. Da, și de umezeală. Umezeală. Dacă în felul ăsta bate vântul, este ventilație naturală care este mult mai sănătoasă decât ventilația artificială. Am înțeles. Deci sunt niște plante care vor pământ uscat și aer uscat. Pământ cu minimum, ca și apă, cu minimum și cu intervale destul de mari între udări. Da, pot fi 2-3 săptămâni, depinde. Săptămâni. Și un aer cât mai uscat posibil. Da. Pot cât rezista foarte bine 6 luni neudați. Neudați. Da, da. Cazul cactușilor de la delfinariu, care n-au murit, exact. Da, s-au deshidratat, dar cu atenție pot fi băgați în vegetație din nou. Am înțeles. Sunt niște plante dificil de ținut față de alte plante. Sunt plante dificile în primul rând din cauza că cresc încet, se reproduc cu dificultate, se înmulțesc, se mută. Mi-a zis mai înainte să începe misiunea că aveți niște cactuși, voi e și teamă să-i mutați. Da, e vorba de Genoariocarpus, pe care nu l-am înțeles foarte bine, dar oricum am niște plante în colecție. Am înțeles. Și care sunt sensibile. Mai sensibile sunt niște plante rare și destul de scumpe și trebuie condiții speciale pentru ele. Uh-huh. Preferă mai degrabă roca spartă, nu cea nisipul de rău pe care îl vedeți că l-am eu aici. Și în componența, din ce am mai discutat eu cu specialiști, în componența balătorii de pământ, trebuie să fie și particule fine, destul de mult. Am înțeles. Fiindcă, din nou vin cu acea constatare. O plantă care îți crește unde nu mai crește nimic altceva, este extrem de rezistentă, unde bate vântul și unde bate frigul câteodată, sau variații mari de temperatură, unde plouă de câteva ori pe an, și acolo crește și o vezi frumoasă și o vezi mare, și când ai pus-o pui în ghivece, ești pierdut. Nu mai merge atât de repede. Nu-i place umezeala, nu-i place... Da, pentru că trebuie respectate niște reguli. Da. Și până la urmă ghiveciul este un mediu închis, un mediu restrâns, în funcție de, în față de natură, unde sunt în libertatea da, lor acolo. Da. Sunt în mediul lor, da, este, în mediul nativ. Este foarte interesant, e adevărat. Izolarea geografică a Americilor vorbesc, da, și unirea lor acum 3 milioane de ani, ce a determinat o schimbare populațională, mai ales în biota animală, la vegetală mai puțin, că e mai greu să se umble atât de repede cu vegetalul, cu sămânța, cu vântul și așa mai departe. Cert e că izolarea asta geografică a făcut ca foarte, foarte multe specii, la animale nu mai vorbesc, dar și la plante, să fie diferite, să evolueze diferit, și cactusul este un exemplu, să evolueze diferit și practic să avem o viteză diferită a evoluției, plante care într-un loc, foarte multe plante din alte categorii, din America, sunt mai rezistente ca la noi, ca ale noastre, foarte multe animale, veveriță, castor, sunt mai rezistenți varianta americană, iar la plante, la cactus, Europa și Asia, sau Eurasia, sau Eurafrica și Asia, că da, sunt practic 3 continente da, legate, nu au avut, până când spaniolii și mai departe, mai târziu englezii să le aducă, nu au avut francezii, echivalent. Da. Francezii, da, echivalent. Acum, cactusul este de asemenea particular cu, în ceea ce privește floarea, florile. Avem multe exemplare înflorite aici. Da. Sunt și în spatele camerei o mulțime, dar nu le putem vedea chiar pe toate. Din păcate, este nor și atunci nu se deschid strânse total. Da, da, sunt strânse. Vedeți, chiar... asta este o excepție pe care o vedeți aici. Da. Este o sulcorebuția candie, cea cu floare galbenă. A vrut ea să înflorească.
Da. Să vedeți în Florida. Dar restul sunt semi-închise, florile. Dacă iese soarele, o să aveți surpriza că într-un sfert de oră se deschid toate. Am înțeles, am înțeles. Ele se deschid pentru polenizatori, nu? Au și acolo insectele lor. Da, aici nu prea avem albine, dar am niște pensule. Aha. Da? Și le polenizez artificial. Am înțeles, cu pensule. Da. Ați încercat să faceți și hibrizi? În principiu nu mă ocup de sămănături, dar cum v-am arătat, am cochetat așa, încerc. Și vă pot arăta aici. Zic eu, o semănătură reușită de, scuzați-mă, de Turbinicarpus valdezianus, aha, da? Care are un an și ceva și la care planta matură arată așa. Peste alți 4-5 ani. Da? Ba, 7 ani. Depinde și cât îi dau fertilizant, cât de mult. Am înțeles. Deci în 5 ani, 6 ani, așa ajunge. Probabil că da. Dacă îi repic anul ăsta și le pun un pic de mâncare, atunci da, vor crește puțin mai repede. Dar altfel aveți așa de multe pe aici că greu să o puneți la loc pe undeva. E greu, să-mi da. Dați mie dacă nu o pun eu acolo. E nevoie de multă, nu numai pasiune, și răbdare. Deci la cactus e vorba de răbdare. Ai avantajul că lucrurile se schimbă încet, lent, adică nu te copleșesc și ajungi să înveți pe toți, fiindcă ești prieten de ani de zile cu aceștia. Ăsta este foarte frumos, prima dată când văd așa ceva. Este genul Stenocactus, aici a fost Echinofossulocactus, uh-huh, pe care îi vedeți aici cu acele flori. Aici este genul Telocactus, uh-huh, da? Da. Telocactus McDowelli, acesta. Cu aia care este floarea teribilă. Da, vedeți, sunt 5 flori acolo. Da. Și floarea da. Foarte mare. Floarea da. Are undeva 5-6, chiar 5-6 cm diametru. Aici avem Sulcorebuția, care sunt plante sudamericane. Bolivia, uh-huh, în principiu. Uh-huh. Aici vă povesteam despre Lofofora sau Peyotl, da, care sunt doar plante de colecție. Mie îmi plac foarte mult. Da? Cum adică doar de colecție? Nu există natură? Sau cum? Ba da, dar pentru mine sunt am doar înțeles. Plante de colecție. Deci aha, nu comercializez, nu vând. Am înțeles. Da? Deci pot doar să vă fur unul, dar să cumpăr nu. Da, pot să vă fac cadou, eventual. Vai, dar cât e de frumos buculetele astea așa drăguți. Mie îmi plac genul ăsta de cactus, care au turgescența asta așa sănătoasă a lor. Și acolo aveți cactus din Patagonia. Tot ce vedeți acolo este Argentina și Chile. Da. Chiar și Patagonia, genurile pe care le-am amintit mai devreme, opuntioide sud-americane, Tefrocactus, Cumulopuntia, Maihoniopsis, Pterocactus, Austrocilindropuntia și așa mai departe. Una din plantele care sunt, să spunem, căutate și, să spunem, mai oarecum valoroase este Tefrocactus geometricus. Da? O să încerc să mă sui să vă arăt o plantă, dar e complicat de ajuns acolo. Am înțeles. Da. Asta este frumos. Asta e tot o Sulcorebuția abreviflora. Aha. Da? Aha. Îmi pare rău că nu sunt înfloriți. Asta este un Astechium valdezii, o plantă altoită care m-a apărut recent pe piață, relativ recent. Se cam vede, da. Da? Și ăsta este un Astechium hintoni. Aha. Nu am, din păcate, o a doua plantă, am avut una și mi-a murit ca să pot să polenizez. Și este aici, este un Astechium riteri. Și acesta, care ăsta e pe rădăcină proprie, acesta da. De aici. Ăștia sunt altoiți care da. Sunt autofertili. Aha. Da, dar numai că semințele adică trebuie... Adică florile heterogame. Da. Semințele se pot colecta doar cu lupa și cu o instalație specială. Sunt atât de mărunte. Mici. Da, foarte mărunte, mici. Mărunte, mărunte. Da. Motivul pentru care se altoiesc este rezistența, adaptarea, că ăla de jos este bun la creșterea mai rapidă. Creșterea mai rapidă. În primul rând, creșterea mai rapidă, pentru că altfel
Deci uitați-vă, planta asta mai are, pare 2-3 ani. Da. Da? Iar asta o am eu de 15 ani. Și uite. Și a crescut, cred că 5 mm în diametru în 15 ani. Păcând asta la altă, uitați-o, acum 3-4 ani era o, cât un bob de grâu. Și atunci, pentru o creștere mai rapidă și o propagare a plantelor mai ușoară, se face această altoire. Da, creșterea asta încetă, lentă, este o adaptare la condițiile de mediu, știu eu, vitrege, care au obișnuit planta să crească încet, care au generat această teribilă adaptare de a crește încet, da, de a folosi foarte puțin din resursele mediului, cât mai puțin. Ăștia se prind la loc? Da, sunt, am făcut, o, după cum vedeți, o oarecare reorganizare a colecției și atunci s-a rupt. Ăsta este un fragment de Tefrocactus articulatus, da. Da, varianta strobiliformis, care a căzut și atunci o să... Eu dacă îl las aici, îl las pur și simplu, nu-i fac nimic. În două săptămâni are rădăcină. Și uitați-vă, deci pisicile soției mele au dat jos asta, acest fragment de Tefrocactus alexanderii. Și deja face rădăcină. Da? L-au dat jos în iarnă, nu am văzut și uitați-vă ce s-a întâmplat. Da, urmează să-l plantez acum. Adică pot să spun că face în felul ăsta rădăcină mai repede decât dacă îl pui în substrat. Aha. Da, este extraordinar din acest punct de vedere, fiindcă păstrează apa, au o cuticulă, au o suprafață, dincolo de țepi, o suprafață care e rezistentă la încălzire, rezistentă la deshidratare. Dar și sensibilă în același timp, pentru că o să vedeți acolo că plante care au stat 6 luni la întuneric, n-am avut posibilitatea să umbresc cum trebuie, vedeți plasa de umbrire da, jos, da. Și sunt parțial arse. Uh-huh. Trebuie adaptarea făcută treptat. Aha. Da? Și sensibile, de ce? Pentru că au niște dăunători, cum este păduchele lănos sau cum este păianjenul roșu, da. Deci trebuie făcute tratamente periodic. Cu insecticide. Da, cu insecticid și cu acaricid în același timp. Da, un insecticid acaricid. Și, bineînțeles, eventual un fertilizant undeva o dată pe lună, uh-huh, să spunem de 2-3 ori pe sezonul de udare. Foarte mulți oameni își cumpără cactus de la supermarketuri, de la magazinele astea mari, cactușei drăguți, frumoși în cutiuțe, da. Și după, e adevărat că nu a doua zi, asta este partea bună. Mă scuzați, eu le spun plante de unică folosință. De unică folosință. Fiindcă după câteva 2-3 luni de zile le pierd. Da, pentru că acele plante, în primul rând, sunt puse pe un substrat care este impropriu cactusului, pe turbă. Am înțeles. În al doilea rând, plantele alea sunt crescute într-un mediu controlat, cu higrometru, cu fertilizanți în exces, tocmai ca să crească mai repede. Și odată scoase din, așa zisele, plante olandeze, odată scoase din mediul ăla controlat, și ținute în apartament la umbră sau eu știu cum și udate în exces, udate că stai să-l ud, îl ud în fiecare zi. Păi dacă vrei să omori un cactus, să-l uzi în fiecare zi. Dar e o vorbă între noi, colecționarii de cactus, că nu o să vezi un cactus mort de neudat, dar îl vezi mort de prea multă umezeală. De prea multă umezeală. Din păcate. Bagi degetul acolo unde ești, dacă pământul are un pic de umezeală, nu uzi. Nu neapărat, să poate cu o scobitoare sau chiar cu această etichetă, da? Dacă eticheta este introdusă până la fundul ghiveciului și nu e pic de umezeală, atunci poți să uzi. Uh-huh. Sau mai e o chestie. Uitați-vă de ce mai las eu câte o buruiană în ghiveci. Da? Aici și acolo. Pentru că dacă buruiana începe să cadă, da, și să nu se ofilește, dar se înmoaie, da, practic, trebuie, atunci știi sigur că poți să uzi. Uh-huh. Da? Este și asta, o, să zicem eu, un senzor de umiditate. Da, fiindcă noi la Dr. Planet suntem la o emisiune despre cunoaștere, oamenii să rămână cu ceva care să le fie util, dincolo de a vedea o mulțime de lucruri noi, este și dorința mea de a le face, de a le transmite informații și să aibă o utilitate. Iar ei își cumpără cactus și își doresc să aibă plante, să fie frumos. Și eu mi-am cumpărat cactus de la magazinele astea, supermarketuri,
și la mine au murit o parte dintre ei, sau dacă n-au murit, stau așa, nici. De luni de zile, un an de zile, Vorbiți cu un prieten și nu o să mai moară și o să crească. Da. Trebuie să le schimb substratul, fiindcă ei dau pe un substrat de creștere. Îl schimbăm. Că îl forțează, îl forțează să ajungă la o vârstă, la repede, la o mărime care să permite comercializarea. Dar după aceea tu ți-l pui de decor și nu mai ai acest interes pe de o parte și nu mai ai nici condițiile lor de umiditate, de aer controlat, ca să poți să și fertilizanți, ca să poți să le asiguri creștere în continuare. Și atunci se spune că n-ai inima bună, că îți mor cactușii. Sau ai avut inima bună, uite că unul a trăit. Sau cactușii alungă energiile negative. Așa. Sau cactușii sunt profund nocivi pentru starea de sănătate și pentru casă, aduc ghinion. Am înțeles. Deci așa ceva eu agrez. Da. Și să știți că foarte important este și mărimea ghiveciului. E foarte importantă mărimea ghiveciului, pentru că cu cât un ghiveci, dacă ghiveciul nu este potrivit pe mărimea plantei și este prea mare, atunci este o problemă. Și dacă este prea mic, e o problemă, că nu mai se dezvoltă rădăcinile. Deci trebuie să fie un echilibru în toate... Între toți acești parametri. Fiindcă eu văd aici, de exemplu, ăștia parcă au împins în marginea ghivecilor. Da, când o să am timp, la un moment dat, îi voi schimba. Da, dar nu-i grabă. Schimba. Dar nu-i grabă. Ați înțeles de ce umblu să mai caut ghivece de alea pătrate? Da. Pentru că ghivecele alea, chiar dacă voi renunța la o parte din colecție pe care o să o donez probabil tot grădinii botanice, atunci o să fie spațiu destul în ghiveciul ăla pentru o plantă. Uitați-vă, de exemplu, la acea plantă care are peste 100 de capete, dar care nu înflorește. Câți ani are? Nu știu, de la Dumnezeu să-l ierte, de la domnul Basara Popa o am. Nu pot să spun, dar oricum e o plantă de 40 de ani, cred. Este Lofofora... Williams și varianta cespitoza, în sensul că face foarte mulți lăstari. Înmulțește vegetativ, dar nu face floare. Nu vrea să facă floare. Nu. Probabil la un moment dat, dacă o tratez cum trebuie, această articulație care este mai dezvoltată, s-ar putea să facă la un moment dat o floare. Corpul acolo, da. Da. Acolo. Da. Aha. Dar sunt tari? Sunt tari pentru că sunt hidratați. Că sunt bine hidratați. Acum. Am înțeles. Sunt foarte interesanți. Sunt semnul unei plante pe care o ții în casă, dar pentru care trebuie să știi mai multe, trebuie să fii un pic mai deschis la cunoaște și răbdare și un pic mai de finețe. Nu este o plantă obișnuită, nu este o plantă verde, nu este o mușcată, nu este altceva. Cactusul este o plantă care are nu numai particularitate, are așa un fel de noblețe. Eu așa o văd. Pentru pasionații de cactus și pentru noi cei care iubim cactus, și da, e o plantă nobilă. E o plantă nobilă. Da. Da. Sunt puțini oameni, Basara Popa, Dumnezeu să-l odinească, a fost cel pe care l-am cunoscut și avea o colecție mare și a permis să o aibă. O colecție mare de cactuși pe care a donat-o după aceea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Mai departe a ajuns la Grădina Botanică, fiindcă nu e ușor să ții astfel de plante. Trebuie să ai un specialist în botanică. Da, și un spațiu adecvat. Și un spațiu adecvat, adică o astfel de aplicătoare cel puțin și eventual pe timpul iernii încălzite. Nu eventual, trebuie. Da. Că din 2017 au fost bune iernile, dar nu știi cum vine o iarnă și ce îți distruge. Ce se întâmplă dacă faci așa ceva? Dacă? Asta e normal pentru ea. Asta se numește cefalium. E cefalium, da, și este normal. Este un pufuleț, da, care apare la genul turbinicarpus și cefaliumul, în adevăratul sens al cuvântului, este la genul Melocactus. Aha. Da? Cefalium adică cap. Da. Din cefalon, din grecește. Da. Aha. Adică este o altă formă, o altă floare sau o altă structură pentru flori. Da, este înconjoară cumva floarea, ca și la acest Astechium Hintoni. Am observat la fel, acel pufulet. Am înțeles. Bun. O ultimă întrebare. Cine le mănâncă pe astea în natură? Păi, păsări. Numai puțin. Deci toate semințele sunt comestibile. Da, de cactus. Chiar și ăsta.
pasărea o mănâncă, trece prin tranzitul intestinal, după care este un mod de răspândire, de reproducere a acestor conține plante. Conține substanțe, da? Antidigestive. Prin păsări, da, sau articulațiile astea pe care vi le-am arătat, cum v-am arătat-o pe cea mai devreme, da, se prind de blana animalelor, da, și asta este cascaietele, cumva răspândire vegetativă. Da, vegetativă, da. Și cad în altă parte, la fel ca ciulinii de la noi. Da, da, da. Extraordinar. Noi vă mulțumim pentru... Deci sunt impresionat, efectiv. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit aici. Sunt foarte, foarte frumoase. Cu mult drag, a fost pentru mine o plăcere și o onoare. Și sper să vă priviți la televizor și sper ca oamenii să vă vadă la televizor și să vă cunoască și poate să mai găsim în viitor niște viitori pasionați, niște pasionați de creșterea cactusului. Oricine este binevenit aici, deocamdată nu tai bilete. Este un om la care puteți apela, care vă poate învăța multe și bineînțeles că luând legătura cu redacția veți putea afla și posibilitatea de a-l contacta. Vă mulțumesc, a fost din nou Dr. Planet cu domnul Ionescu la expoziția lui, la pasiunea lui de acasă, unde curte nu mai are numai cactus. Cu mult drag. Și voi venim să ne mai învățați, face niște cursuri, niște ateliere. Ateliere de lucru, exact, pentru îngrijirea acestor frumoase plante. Zi faină! Vă mulțumesc!